găsit, dragi telespectatori! Astăzi, la Personalitatea Zilei, avem onoarea să-l avem ca oaspete pe domnul Bogdan Seto, director executiv Addis Bacău. Pentru cei care nu știu despre ce asociație este vorba și despre problematica discuției noastre de astăzi, o să vă rog să ne dați câteva detalii. Bună seara dumneavoastră și celor care ne urmăresc. Onoarea mea aparține ca răspuns la invitația pe care mi-ați adresat-o. Îmi place titlul emisiunii Personalitatea Zilei, însă nu mă consider deloc o personalitate, dar accept cu plăcere invitația pe care mi-ați lansat-o. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, o spun pentru cei care ne urmăresc și care poate nu știu, ADIS, pe scurt, este o asociație de utilitate publică formată din absolut toate unitățile administrativ-teritoriale din județ, mai pe scurt, de către toate primăriile. Cele 93, 85 de primării de comune, 5 primării de orașe, 3 primării de municipii, plus al 94-lea membru, județul Bacău, prin Consiliul Județean. A fost înființată și înregistrată la Tribunalul Bacău în 2010 februarie, însă demersurile de înființare a acestei asociații au început încă din 2009. Mă amuzam la început, înainte de intrarea în emisiune, legat de faptul că deja împlinim 10 ani de zile și suntem o prezență vie în viața multora dintre băcăoanii din județul nostru prin contractele de delegare pe care le-am încheiat cu operatorii de salubrizare în numele și pe seama primăriilor care fac parte din asociația noastră. Scuzați-mă de întrerupere, mă mândresc cu faptul că suntem cea mai mare asociație a autorităților administrației publice locale din județul Bacău și avem ca și reușită în parteneriat cu Consiliul Județean Bacău un proiect despre care multă lume a auzit, despre ale cărui beneficii încă putem vorbi, și anume proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Bacău, un proiect cu o valoare de 44 de milioane de euro, o cifră impresionantă pentru mine, compusă din 36 de milioane de euro finanțare nerambursabilă din partea Comisiei Europene și 8 milioane de euro finanțare exclusivă din partea Consiliului Județean Bacău. Da, o să luăm lucrurile într-o anumită ordine pentru ca telespectatorii noștri care nu sunt familiarizați cu acest proiect sau au auzit doar prin comunele sau orașele respective. Domnule, proiectul ăsta cu curățenia în județul Bacău, Cum ați înscris aceste primării în această asociație? Cum a fost începutul? Cine au fost inițiatorii? Spre norocul meu, în momentul în care am fost angajat în cadrul aparatului tehnic al asociației, în funcția de director executiv, asociația era deja înființată. Însă demersurile și inițiativa a aparținut președintelui Consiliului Județean de la vremea respectivă, domnul Dragoș Benea. De ce? Pentru că fără înființarea ADIS-ului, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, și ADIB-ului, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, omologul nostru pe partea de apă și canal, nu am fi putut obține finanțările europene. Crearea acestui cadru instituțional numit Asociația de Dezvoltare Intercomunitară era o condiție obligatorie impusă de către Comisia Europeană. Banii nu puteau veni exclusiv la Consiliul Județean, pentru că nu ar fi fost folosiți doar de Consiliul Județean, ar fi fost folosiți în numele și în interesul tuturor membrilor. Acesta a fost rațiunea practică și pragmatică pentru care s-a impus, cu ghilimele de rigoare, în realitate nimeni nu este obligat să fie membru al asociației, însă apartenența la asociație aduce cu sine anumite avantaje care se pot traduce foarte pragmatic în termeni financiari. Bun. În 2009 au început demersurile. Rând pe rând, bucată cu bucată, Consiliul Local după Consiliul Local, OAT după OAT, au aprobat toate documentele, în speță, statut, etc., etc. În 2010... Deci prin hotărâri de Consiliul Local. Prin hotărâri de Consiliul Local. Și aici o să vă rog încă o precizare, cum arăta județul Bacău, din punct de vedere al salubrizării, înainte de acest proiect. Este foarte important să le readucem aminte tuturor cetățenilor județului Bacău cum și de ce era necesar acest proiect. E un pic trist. Știți de ce?
Am să fac strictă referire la contractul pe care ADIS-ul îl derulează numele și pe seama membrilor cu compania Romprest. Avem acolo 65 de unități administrative teritoriale, membre ADIS, parte în acest contract. Ei, din cele 65, 36 nu au avut niciodată organizat și funcțional serviciul de salubrizare. Da, unele n-au avut deloc, deci iar avut altele deloc. Aveau o anumită formă. Nu, hai avea, să vorbim, să nici, fim... Niciuna... Sau adunau, eu știu, cu tractorul, cu remorca, cu... Ei, vedeți dumneavoastră, serviciul de salubrizare, noi îl privim ca parte a decalogului administrativ. Este o obligație pe care o are fiecare autoritate a administrației publice locale, începând cu Consiliul Local și primar în funcție. Modalitatea în care acest serviciu public este oferit utilizatorilor, cetățenilor în principal, este o chestiune foarte clar reglementată din punct de vedere legislativ. Paradoxul face că, deși avem legislație în domeniu foarte clară și fermă, încă din 2006 adoptată, abia în momentul în care noi am reușit finalizarea procedurii de licitație care a fost câștigată de Romprest și Romprest a intrat în activitate în ianuarie 2016, repet, 36 de unități administrative teritoriale din județ nu aveau organizat și funcționat serviciul de salubrizare. Mai pe scurt, în momentul în care controla Garda de Mediu, mulți dintre decidenții politico-administrativi spun, ne-au ridicând din numeri, știți, noi suntem membri ADIS, deci așteptăm... Luau amenzi de la mediu? Nu prea luau. Și spuneau în felul următor. Noi suntem membri ADIS și așteptăm ca ADIS-ul să termine licitația. Ei, da, iată că ADIS-ul, după 3 ani de zile în cazul licitației cu Rompăestul și 4 ani de zile în cazul licitației cu Ecosudul, a finalizat aceste proceduri de licitație. Ca să fim foarte clar înțeleși de cei care ne urmăresc. A existat componenta financiară, cele 44 milioane de euro, care au fost utilizate de Consiliul Județean Bacău pentru construcția celulei 2 a depozitului ecologic conform. Ce înseamnă lucrul ăsta? Un spațiu de depozitare pentru întreg județul Bacău pentru cel puțin 12 ani de zile. Înseamnă construcția unui complex de deșeuri în municipiul Onești, compus dintr-o stație de transfer deșeuri, dintr-o stație de sortare deșeuri reciclabile și dintr-o stație de compostare a deșeurilor biodegradabile. O stație de transfer în comuna Găiceana, care deservește o bună parte din arealul de est și sud-est al județului Bacău. Zona podul Turcului. De la podul Turcului, începând intrarea în județ, până dincolo de Pâncești. Era necesară și absolut, pe acea zonă. Absolut. Lucrurile stau în felul următor. Un singur depozit ecologic conform pe județ. Aceasta a fost strategia. Ce înseamnă un depozit conform? Înseamnă, înainte de toate și orice, un spațiu de depozitare a deșeurilor reziduale, ceea ce trebuie să ajungă la groapa de gunoi, pe înțelesul tuturor, deșeurile care nu mai pot fi utilizate, sprijinită de stații de transfer, amplasate strategic, una la Onești, una la Găiceana, una la Berești-Azlău, în așa fel încât întreg județul Bacău îl avem împărțit în, să spunem, patru zone funcționale. A cincea zonă, Comăneștiu, e unul, deși acord importanța cuvenită, nu o văd atât de implicată în cadrul proiectului general. Bine, în ceea ce privește Comăneștiu, e situație pe specială, care vom trata la momentul respectiv. Pe care vom trata un pic mai avem târziu. Unități administrative teritoriale care duc deșeurile prin operatorii de colectare și transport direct la depozit pentru că se află în proximitate și aici mă refer la municipiul Bacău. Avem unități administrative teritoriale, cum e cazul municipiului Onești. Vedeți, dumneavoastră, ar fi fost ineficient economic ca zilnic mașina care colectează din zona blocurilor sau din zona caselor din municipiul Onești să parcurgă distanța Onești-Bacău pentru a se descărca. Nu, se descarcă la stația de transfer și de aici pleacă, adunându-se mai multe deșeuri, către celula 2 a depozitului din Bacău. Același lucru se întâmplă pe zona Moineștiului cu stație de transfer la Berești-Azlău și pe stânga Siretului stația de transfer de la Găiceana. Municipiul Onești, Moinești,
s-a integrat în proiectul mare la nivel județean, punând la dispoziție o stație de sortare deșeuri reciclabile pe care o avea în proprietate, construită printr-un proiect finanțat din fonduri europene de preaderare, FARE. Municipiul Bacău s-a integrat în proiect, punând la dispoziția întregului județ o stație de compostare deșeuri biodegradabile, care deservește OAT-urile din din mediul urban, și o stație de sortare a deșeurilor reciclabile, care deservește toate unitățile administrativ-teritoriale, indiferent urban sau rural, componente. Mai pe scurt, avem un depozit sprijinit de 3 stații de transfer, avem 3 stații de sortare deșeuri reciclabile și 2 stații de compostare deșeuri biodegradabile. Cât a fost prețul în 2016 pe familie, sau cum era, pe persoană sau pe familie? Pe persoană. În 2016, conform, câți lei? Ca să clarificăm conform, aspecte. Conform principiului poluatorul plătește, încă din 2010, toate unitățile administrativ-teritoriale membre ADIS au aprobat prin hotărâre de Consiliu Local un grafic de evoluție ușor crescătoare a ceea ce se numește taxă specială de salubrizare. De la cât s-a plecat? Deci, nu mi-aduc aminte taxa la nivelul 2010, însă mi-aduc aminte taxa la nivelul anului 2016, când a fost efectiv necesară instituirea ei. Era 9,25 lei pe lună de persoană. Ce vreau să spun și e foarte important. Să mai clarificăm, să vă mențineți ideea. Cât era în mediul rural, cât era în urban? 9,25 lei pe lună de persoană în mediul urban, cu 3,87 lei pe lună de persoană în mediul rural. Însă, ce vreau să spun și e foarte important să se înțeleagă lucrul acesta. Încă din 2010, când eram 708.000 de băcăoane acasă, toate OAT-urile, toate consiliile locale, toți primarii și pe cale de consecință orice persoană interesată, știa că în 2016 taxa pe cap de locuitor va fi 9,25, 3,87, cu o condiție, să mai fim 708.000. Din păcate pentru noi, din momentul 2010, am trecut la nivel național prin ceea ce se cheamă recensământ și am constatat că nu mai suntem acasă 708.000. Suntem doar 616.000 persoane rezidente, adică efectiv prezente acasă, dintr-un total de populație de peste 740.000. Le știți foarte bine. Din păcate lucrez cu ele și este foarte trist pentru mine ca om de administrație să constat următoarele lucruri. La nivel mondial, cea mai mare scădere de populație este înregistrată în Siria. Pe locul 2... Să spuneți că noi suntem aproape. Pe locul 2 este România. Și asta nu este afirmația mea, este un raport al Organizației Națiunilor Unite. Am recensământul anului 2012, care va fi urmat de un altul în 2021. Ce îmi spune recensământul ăsta? Că din toată România, cea mai mare scădere de populație este înregistrată în județul Bacău între cele două recensăminte, 2002 și 2011. Mai pe scurt, am pierdut 90.000 de băcăoani. Da. Cauze naturale sau migrație. Ce se întâmplă din momentul 2012? În 2013, când am început licitația de colectare și transport pentru 65 de OAT-uri, care a fost câștigată de Romprest, și 2014, când am început licitația pentru desemnarea unui operator al celulei 2 și a stațiilor de transfer, sortare și compostare, câștigată de Ecosud în 2017. Am avut grijă să ajustăm cifrele oficiale de la recensământ, și anume, din cei 616.000 total județ, pe arealul Romprestului, 65 de OAT-uri, între care și municipiul Onești, am ajustat cifra. În scădere, bineînțeles. Problema gravă, din punctul nostru de vedere, este următoarea. La nivelul anului 2019, înregistrăm pe baza declarațiilor date de către unitățile administrativ-teritoriale un număr de doar 437.000 de utilizatori. Cum au făcut aceste OAT-uri? Și-au făcut propriul recensământ? Este o obligație legală. Așa. Care aparține fiecărui primar evidențierea numărului utilizatorilor
sesizatorilor. Obligație care apare într-un contract? Nu, este o obligație legală, ca lege, nu, ca lege, ca lege, ca lege, ca lege. Vedeți dumneavoastră, este foarte simplu și ușor atât pentru un primar în funcție, cât și pentru aparatul de specialitate din subordinea respectivului primar, de exemplu, să calculeze impozitul pe locuință. Așa, sau taxele aferente. Bun, e o cifră seacă, statică. Ei, taxa specială de salubritate, aplicându-se fiecarei persoane fizice rezidente, ca și cuantum lunar, înmulțită fiind cu numărul persoanelor rezidente, poate varia. În fiecare zi, lume se naște, lume moare, vine și pleacă. Vine și pleacă, da. Însă, fluctuația aceasta a populației nu este în parametri atât de mari. Când vorbeam de scăderea masivă a populației înregistrată de recensământul 2011, în primă instanță m-am alarmat. Însă, ulterior, am analizat ceea ce s-a întâmplat în România între anii 2002 și 2011. Păi avem un fel următor. În 2004 s-au ridicat vizele Schengen, în 2007 am intrat în Uniunea Europeană, în 2010 criza, care a început în 2008, și un exod masiv al populației către țări, în special central și sud europene. Italia, Spania, Franța. Astăzi înregistrăm un fenomen ușor de întoarcere a unora și o migrație scăzută din punct de vedere numeric, însă în special către țări din nordul Europei și, așa cum bine știți, și Marea Britanie. Bun. Punem o pauză în această discuție. Doar cu o singură condiție, și anume să punctez un lucru. N-ar fi fost nicio problemă dacă am fi rămas doar 437.000 de băcăoane acasă, n-ar fi fost o problemă din perspectiva serviciului de salubrizare, pentru că demografic, economic, social, chiar și politic, această problemă este, din punctul meu de vedere, una extrem de gravă, în condițiile în care suntem 747.000 de băcăoani cu acte, adică în viață, undeva în lumea largă. N-ar fi fost o problemă pe serviciul de salubrizare dacă rămâneam 437.000 și produceam gunoi doar de 437.000. Însă, din păcate pentru noi, producem gunoi cât pentru 730.000. Acesta este și motivul. De unde apreciați că apare această diferență? Practic, cum se explică? Vedeți dumneavoastră, ce ar trebui să înțeleagă toți cei care ne urmăresc? Asta. Și vrem ca să lămurim anumite aspecte. Lucrăm cu niște indicatori stabiliți, nu de către noi în mod arbitrar, ci din punct de vedere legal, la nivelul întregii țări. Prin Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, aprobat prin hotărâre de guvern, există un indicator statistic care relevă faptul că o persoană cu domiciliu în mediul urban produce aproximativ 0,66 kg de deșeuri pe zi. Asta înseamnă în medie 20 de kg pe lună. O persoană deci, care... Haideți să, o să vă rog, foarte, foarte bine spuneți și prezentați foarte frumos, eu înțeleg, mulțumesc, dar pentru oamenii simpli, da, trebuie să vorbim un pic și aici o să încerc eu ca să clarificăm anumite aspecte. Cât plătea omul în 2016? Am stabilit. Am spus, 9,25 pe lună de persoană. 9,25. Cât trebuia să producă. Și atunci, graficul acela, pentru că este normal și prestatorul are cheltuieli și asociația și inflația și așa mai departe, era normal să fie un grafic de ușor crescător. De ușor crescător. Era ușor crescător. Dacă în condițiile unei prognoze pozitive. Țigări, dacă îmi permiteți să folosesc, eu sunt fumător și înțeleg. Un pachet de țigări cât mai e acum, cu aproximație? 18 lei, între 16 și 18 lei. 18 lei, deci cu un pachet, fumați un pachet pe zi? Depinde de ziua de la serviciu. Da, în două zile fumați un pachet, nu? Fumez și deci, în două zile, da? Deci un cetățean dă într-o lună mai puțin fumător. De jumătate... Nu, lăsăm că dă, fumătorul dă. Un cetățean care are nevoie de aceste servicii de salubritate, de curățenie, de a lua gunoiul menajer, da? Plătește într-o lună jumătate decât dintr-un pachet de țigări. Plătea. Acum a evoluat prețul. A evoluat asta prețul. Vreau să explic pentru telespectatori, că sunt, o să spun, domnule, a vorbit Bogdan Setonu, un pic, că eu vorbesc acum numele lor. Eu știu foarte bine ce vreți spuneți, dar ca să înțeleagă oamenii. Bun, deci, într-o lună plătești așa cum plătești telefonul, absolut, așa cum plătești curentul, un alt serviciu, curentul electric, gaz, întreținerea. Da? Nu, gazul, orice. Plătesc un serviciu. Absolut. Și acest serviciu costă doar jumătate din prețul unui pachet de țigări. Pe mine asta m-a bulversat în discuții, că știți foarte bine că am fost în
multe ședințe de Consiliu Local, am discutat cu ne-am foarte mulți. Ne-am întâlnit pe teren de ne-am multe ori. Pe teren, noi am muncit foarte mult și dumneavoastră și noi, și primari, și consilieri. Și am discutat și oamenii îi spuneau că este foarte scump. Depinde la ce facem comparație. Depinde la ce ne referim. Dar încă o dată, eu am dat acest termen ca oamenii să înțeleagă că nu este scump, nu este nici mult, nici puțin, din punctul meu de vedere. E o apreciere subiectivă asupra căreia... Acum cât a ajuns, domnul, cât este în 2019? Bun. Vreau să spun următorul lucru. Eu nu îmi permit să fac aprecieri legate de modul în care un cetățean percepe această taxă de salubritate. Și eu sunt cetățean și vorbesc de pe poziția omului. Dar omul care în prima săptămână în care s-a lucrat complet la primăria municipiului Bacău, mi-am plătit taxele și impozitele. O consider o chestiune de normalitate. Sunt conștient de faptul că principala problemă cu care se confruntă administrația nu este cuantumul taxei. Pentru că să fim serioși, de 4 lei pe lună sau 6 lei cât a ajuns acum, nu se îmbogățește, nu sărăcește nimeni și nu va muri nimeni de foame. Deci de problema și dezbaterile, pentru că au fost, trebuie să le spunem telespectatorilor, au fost dezbateri ample în cadrul ședințelor de consiliu local, în cadrul adunării generale din asociație. Ați participat la ședințele de Am participat și am văzut cum stau lucrurile. Nu cred că există ședință de consiliu local mai aprigă decât o ședință de Agadis. Așa. Depinde de subiect, dar da, în general... Dar e bine ca să știți că eu mi-am propus această emisiune și de aceea v-am și invitat ca să-i liniștim pe oameni că prețul nu se duc chiar atât de sus pe cât, adevărul că și noi presa uneori exagerăm, dăm zvonuri, va fi criză economică, va fi nu știu ce. Bun, prețul acesta a evoluat de la an la an conform unui grafic aprobat de consiliile locale. Absolut toate consiliile locale. Au aprobat toate consiliile locale anul acestea. Anul trecut, conștienți de dificultățile de plată cu care se confruntă OAT-urile, cauzate, și aici subliniez foarte clar, nu neapărat de scăderea numărului de utilizatori, ci de cantitățile de deșeuri mult prea mari. A fost nevoie de o actualizare a prețului. Ceea ce s-a calculat în 2010 era pe populația de 708.000, care astăzi nu se mai regăsește și sunt primul om care să spun lucrul ăsta, nu mai sunt de 708.000 de acasă, doar recensământul relefează acest aspect. 2. La cantități de deșeuri estimate la nivelul 2010. E, ce s-a calculat în 2018 este pe cantități reale. Bun. Nu mințim cântarul. Aia e cantitatea. Aceasta este o etapă nouă pe care am constatat-o și noi presa și lucrurile mă bucur că au evoluat în modul corect. Am actualizat prețul. Să le spunem telespectatorilor noștri că foarte mulți primari au invocat Au solicitat actualizarea prețului. Actualizarea prețului. Exact. Dar să nu mai fie în funcție de numărul de persoane, ci la cantitate. O secundă. Dar o să ajungem și aici. Până în momentul respectiv s-a pus problema diferenței aceea de cifre. Bun. Deci, ați lămurit cu primarii, că astea au fost primele discuții, depinde, nu? Depinde. Că, domnule, eu nu mai am câte în statistică că au plecat în străinătate. Corect. Haideți să vă spun și atunci, ceva. Ce decizie ați luat până la urmă? Pe mine. Care e discuția asta? Pe mine, o secundă, vă rog. Eu vă spun ca unul care nu știe. Care a fost până la urmă decizia? De ce, dacă reperul era la început, când s-a făcut studiile și așa o mai departe, explic. În funcție de populație, cum s-a ajuns acum ca, într-adevăr, din câte am înțeles eu de la primari, domnule, acum se pune ideea că plătim la cantitate. Nu știu dacă e adevărat sau e falsă problemă. Ascultați-mă puțin. Adis Bacău, numele și pe seama membrului, a plătit întotdeauna la cantitate. Exact. Adis Bacău a primit... Asta e bine să clarificăm, deci, mai aproape deci de microfon. Doar la cantitate. N-am plătit... Deci întotdeauna a fost pe cantitate. Absolut. Deci noi am plătit la cantitate. Dar haideți, ca să fim pe înțelesul celor care ne urmăresc, haideți să ne imaginăm o scară de bloc, corect? Da. 10 apartamente? Da. Bun. Jos avem o asociație. Ei sunt asociația, cele 10 apartamente, da? Da? O persoană de jos plătește în numele și pe seama celor 10 serviciu. Și avem două posibilități în care... Președintele asociației. Bun, să spunem președintele asociației, cu sublinierea că nu eu sunt președintele asociației. Nu, nu, da. Bun. Avem două posibilități în care avem contoare individual la fiecare dintre cei 10 și o modalitate extrem de corectă, sau avem sistemul cunoscut de cetățeni ca vin paușal. Adică punem toți banii la grămadă și de aici
președintele asociației plătește. Ce ne facem în situația în care, deși toți au pus banii, președintele constată că nu poate plăti furnizorii pentru că au fost consumuri prea mari. Cam acolo suntem. Înțelegeți? E extrem de simplu. Iar paralela aceasta sper să fie pe înțelesul tuturor. Ce facem noi acum? Ați constatat efectiv că în anumite OAT-uri, deși populația era... În toate OAT-urile, deși populația este în scădere, cantitățile era ca și bun. Cum populația ar fi însă, fost mai mare. Însă, cu tot respectul pentru domnii primari, așa, ceea ce spun acum, le-o spun și dânșilor privindu-i în ochi. Atâta timp cât transferau la ADIS populație declarată de dânșii, neverificată de nimeni, ori taxă, trăiau cu impresia că nu au datorii. Însă președintele asociației, cum făceam comparația cu cel de la asociația de proprietari, nu reușea să achite furnizorii pentru că erau consumurile prea mari. Dar toată lumea... Toată lumea plătea, dar toată lumea plătea și nu avea datorii. Dar nu erau banii suficienți. Nu era legătură directă între numărul utilizatorilor și facturi. Însă, pe acest sistem de plată, ar fi funcționat și ar fi rezistat în condițiile celor 708.000. Dar e evident că în condițiile celor 737.000 care produc deșeuri, cât pentru 730.000, n-avea cum să funcționeze. Ăsta e și motivul pentru care fiecare dintre OAT-uri a fost evidențiat de către noi aparatul tehnic al ADIS-ului pe aceeași formulă de calcul cu un deficit de finanțare al contractului cu Rompresul și al contractului cu Ecosudul. Păi în condițiile în care eu, asociație, plătesc factură pe cântar verificată la kilogram, nu la tonă, la kilogram, și în spate membrii mei, așa, în loc să susțină financiar acest serviciu care le aparține și îi deservește, nu știu cum să mai facă să scadă populația de la lună la lună. Haideți să fim serioși. Adică că am văzut și măsuri extrem de bune luate de mulți primari și aici vreau să vă spun, le știți și dumneavoastră. Noi pentru telespectatori, le-am dat una. O să punctez acum exact pe ceea ce a spus. Unul la mână. Am văzut primari care au discutat cu cetățenii și a spus, domnule, nu mai aruncați decât gunoi menajer. V-aș ruga pe dumneavoastră să evidențiați. Nu aruncați materiale de construcție, corect, alte chestiuni, corect, corect, și așa mai departe. Iată că ei au început să-și dea seama că, într-adevăr, ceea ce spunea asociația de mult timp, de la început, se adeverește prin faptul că au crescut cantitățile pentru că omul arunca orice. Absolut orice. Absolut aia orice. E problema. Și hălăciuga din grădină. Absolut, din păcate. Absolut. Și cărămizi. Haideți să revenim. Ori, prin această neînțelegere a unor, ajungem la omul simplu. Cetățenii, poate prin faptul că nu și-au dorit să se informeze sau că nu au fost informați corect de către administrație. Multe. Cred că unul din factorii care au determinat această creștere cantitativă a plecat acolo. Lipsa este informării, cauza, conștientizării, exact, și responsabilizării. Nu de la diferența de care dumneavoastră a ținut cont că este flexibilă și niște parametri, deci, naturali. E un lucru natural pe care, deci, nimeni nu-l poate nega. Creșterea cantităților pe OAT a fost cel generată care... de deversarea în exces necontrolată a deșeurilor. Bănuiesc că au fost la dumneavoastră în ședințe, au fost păreri diverse. Slavă unii Domnului, care au slavă Domnului că prin serviciul de salubritate pe care îl avem, nu mai întâlnim aceeași cantitate de deșeuri pe malul râului, la marginea pădurii, etc. etc. Și slavă vă mai Domnului. Dau o veste bună, care sigur și asta o știți, dar pentru telespectatori. Am observat în unele primării că există o persoană care e delegată să însoțească, absolut, mașina de gunoi. Ceea ce mi s-a părut un lucru foarte bun. Sunt și primării. Nu asta e problema. Nu, ca să nu mai fie suspiciune. Știți de ce? Că în mediul rural, din păcate, poveștile știu, merg. Din merg, păcate, e, din cauza, bă, din cauza, din cauza efectiva insultelor care au fost proferate la adresa ADIS, da, a președintelui ADIS, a aparatului ADIS tehnic. Vedeți dumneavoastră, eu mă amuz. În momentul în care un primar care reprezintă OAT-ul său în cadrul asociației, și el e ADIS-ul, vorbește de rău asociația, ar trebui să se uite în oglindă. Ca și cum aș și spune momentul, că eu nu sunt membru. Vedeți dumneavoastră, ADIS ăsta e o entitate așa, nu știm, cineva de la Bacău, care cred că ne vrea rău, o aberație. Însă, la nivel de limbaj
și am văzut manipularea folosită în special în campanii electorale de către anumiți primari. Domnul Ungureanu, eu cred că eu nu n-aș îndrăzni să ies în fața cetățenilor și să-mi fac campanie din asta fariseică pe scăderea taxei de salubritate. Nu. Eu unul mi-aș face campanie, dacă aș fi în postura dânșilor, pe o comunitate curată și pe controlul cantității de deșeuri care s-ar traduce la un moment dat într-o eventuală scădere a taxei. Însă avem creșteri de prețuri peste tot în jur. Asta se reflectă în tarifele operatorului. O taxă calculată în 2010 e clar că nu mai poate fi de actualitate în 2019. Mai mult decât atât. Stați un pic. Dați-mi voie să punctez. Vine Guvernul României cu taxa la economia circulară, pe care o numesc taxă pe prostie. Ce înseamnă? Simplu. În 2019, orice tonă de deșeuri ai depozitat în groapă, 30 de lei suplimentar la guvern prin fondul de mediu. Ei, în 2020, 80 de lei pe tonă. Ce vrea să facă Guvernul României? Să jecmănească? Nu sub nicio formă. Vrea să conștientizeze, să responsabilizeze, în primul rând, la nivel de primar, consiliu local, aparat administrativ, reduceți cantitățile de deșeuri cum? Simplu. În rural, biodegradabilul dat deoparte. N-am nevoie de creangă, praf, piatră, pe care o să o carcur în prestul de la până în Bacău, ca să ce? Mă deranjează cu ceva dacă am biodegradabil care putrezește natural și folosim niște termeni. Da, credeți că, acum să știți, mi-a venit, să știți, eu vă întrerup punctual în funcție, pentru că sunt lucruri care trebuie punctate la sigur. Nu considerați că ar fi bine, sau poate chiar fac unii primari. Dom'le, să fac o... Dacă ăla nu vrea în grădină la ei, spune, bă, nu îmi pun în grădină la mine, că eu mai am de săpa, mai am nu știu ce de construit. Dom'le, să fac o groapă unde se pot depozita astea fără niciun fel de problem. Biodegradabil. Adică nu, tot nu ce poate organiza. Putrezi în natură fără niciun fel nu? De... Deci nu deranjează dacă absolut, ar avea un loc unde absolut se... De... Deloc. Ca să nu-l mai pună... Mai mult decât atât. Să vină Romprestul să ia zeci de kilograme. Domnule Ungureanu, Romprestul nu are de ce lua biodegradabilul din mediul rural. Din mediul urban e alt lucru. Biodegradabilul din urban îl duci la stația de compostare, îl tratezi, faci compost. Dar din rural, istoric vorbind, asta s-a făcut. Când lumea. Absolut. Da, ei, astăzi, vine unor consiliu județean, prin operator, pune la dispoziție fiecărui persoane o pubelă. Ce au început să facă mulți? Concurs cu ei înșiși să umple cu vârf. Cu ce? Cu orice le-a trecut prin cap. Dar de 4 lei pe lună, adică de 1 leu pe săptămână, să-ți vină mașină cu șofer, cu doi încărcători, să-ți ia praful din curte, să-l ducă la Bacău, e o aberație. Ăsta e și motivul pentru care revin la subiectul plată la cantitate de către fiecare UAT. În condițiile în care noi, ADIS-ul, asociația prin aparatul tehnic, am plătit întotdeauna la cantitate. Așa vom plăti în continuare. Însă, schimbăm sistemul de plată. Nu mă mai interesează ce populație îmi declară un UAT. Mă interesează doar ce cantitate de deșeuri. Până acum, tot cantitatea de deșeuri mă interesa, dar per total. Astăzi mă interesează per total, dar individualizat la personal. Asta înseamnă că UAT X, Y sau Z își plătește doar cantitatea lui de deșeuri. Au fost primarii de acord cu aceste lucruri? Bineînțeles că au fost de acord. Însă, logica asocierii în cadrul ADIS avea legătură cu susținerea reciprocă din punct de vedere financiar pe de o parte și din punct de vedere al investițiilor pe de altă parte. Mai pe scurt, un UAT din județul Bacău, din mediul urban, căruia Consiliul Județean Bacău i-a închis fosta groapă de gunoi, adică 1 milion de euro, și n-a cheltuit... Concret de Comănești, ca să nu, spun. Nu, vorbim așa. Comănești, Onești, Moinești, Dărmănești, Buhuș, Târgu Ocna. 6 depozite închise. Fiecare cam câte 1 milion de euro a costat închiderea. Bun. Vine Consiliul Județean cu banii de la Uniunea Europeană, închide groapa, adică pe niciunul dintre cei 6 nu-l costă niciun leu de la bugetul local. Toate bune și frumoase, nu? Era bine în ADIS la momentul respectiv. Da. Le închide groapa. Păi dacă nu le închideam groapa la cei 6 din urban, ce am fi putut face cu 6 milioane de euro? Vă spun tot eu. De 6 milioane de euro cumpăram o flotă de 60 de autospeciale, făceam în continuare aceeași licitație și în momentul în care câștiga operatorul, îi dădeam cheile de la mașină și îl trimiteam la treabă și aveam un alt tarif. Știți de ce? Pentru că nu aveam în tarif amortizarea investițiilor realizate de operator pe banii lui. Mai rău, pe credit bancar. Revin. Schimbăm sistemul. Nu ne vor mai vira populație ori taxă. Este problema dânșilor.
ne vor vira o sumă de plată care corespunde cantității de deșeuri a respectivului OAT. Ce înseamnă lucrul ăsta? Acele OAT-uri care prin primari vor înțelege că de la lună la lună pot plăti mai puțin și ține sub control cantitatea prin implicare, și explic foarte simplu ce înseamnă implicare. 1. În rural, fără biodegradabil. N-am nevoie să-l car la celălalt 2 cu romprestul ca să ce? Să plătesc praf și piatră? Atâta vreme când nu poluează, deci poate să fie depozitat. Niciun fel de problemă. 2. Colectare selectivă a deșeurilor în urban și rural, ceea ce înseamnă deșeurile reciclabile. Scos cât mai mult. Aici cred că avem o problemă. Cred de mentalitate, în primul rând. Chestiunea asta selectivă, nu știu dacă... Pleacă din casă. Pătruns foarte bine. Știu, dacă lumea înțelege exact. Știu, dar în momentul înseamnă, în momentul în care Adis Bacău a pus la dispoziție tot ceea ce a pus la dispoziție ceea ce s-a achiziționat prin proiect, iar eu sunt în stare să recunosc faptul că avem nevoie de investiții suplimentare, însă nu se va grăbi nicio Uniune Europeană să ne finanțeze suplimentar. Știți de ce? Pentru că banii pe care i-a cheltuit sau investit în județul Bacău încă nu au atins randamentul maxim. Dacă este să analizăm cantitățile de deșeuri reciclabile care sunt colectate de romprest pe raza 65 de OAT-uri, o spun pe șleau și pe înțelesul tuturor. Avem 4.000 de tone de deșeuri, așa zis, reziduare care se duc la groapă și doar 40 de tone deșeuri reciclabile. Cam ce proporție vi se pare asta? 1 la 100, în condițiile în care ținta pe fiecare UAT pentru anul 2019 impusă de legislație este 13%. Știți ce înseamnă lucrul ăsta pentru mine? Că de la lună la lună, începând din ianuarie 2019, fiecare UAT de servit de rompres trebuie să-și dubleze cantitatea de reciclabil. Cum o facem? Păi foarte simplu. Avem viceprimar care în general are atribuțiile de salubrizare. Da, da, da. Avem în unele cazuri poliție locală. Da. Avem responsabil de mediu. Da, da. Da. Putem apela la sprijin școală și biserică? Da, prin acțiuni civice. Cât ne costă un fluturaș la fiecare persoană? Lucrurile sunt simple. De 4 lei care a fost acum e 6 lei și de 6 lei, adică de 1 leu 50 când a venit mașina, ai voie să dai pe lună atâta cantitate de deșeuri. Deci, iată, am stabilit și de la bun început acest grafic cu plata acestui serviciu. O părere v-aș cere și după aia vom trece la lucrurile, emisiunea noastră abia de multe acum, ori nu de acum intră într-o zonă mai delicată. Delicată, foarte bună termenul. Se discută de foarte multe ori, domnule, dar cei care sunt plecați în străinătate și nu au de ce plăti. Dar când vin acasă, ei mai construiesc, mai dărâm, mai așa. Cum apreciați? E ok să plătească o persoană sau cum credeți? Deci, e o părere strict personală. Nu voi da cu părerea. Eu vin cu ceea ce se cheamă regulamentul de stabilire a numărului de utilizatori. Așa. În ajutorul fiecărui membru ADIS, noi am creat acest regulament. N-am inventat nici roata, nici apa caldă, nici becul. Erau trecute și asemenea situații? Existau peste tot. Noi doar am centralizat cele mai bune exemple de practică, le-am particularizat pentru județul Bacău și în sprijinul fiecărui primar venim în felul următor, cu acest regulament. Ce știe fiecare primar și dimineața și seara? Câte imobile are? Simplu. Dacă vede de la taxe și impozite. Doamne iartă-mă, da. Alea sunt numărate, se adaugă autorizații de construcție, construcții edificate, se scad autorizații de demolare și construcții demolate. Doamne iartă-mă. Deci lucrurile sunt simple. Deci aici fluctuează și mai puțin decât la populație. Ce e dificil de știut în termeni reali este numărul utilizatorilor serviciului efectiv prezenți, rezidenți. Și am persoane cu domiciliu și rezidente și persoane rezidente, cu sau forme legale. Plec de la unitatea fixă, și anume imobilul. Prin hotărâre de Consiliu Local este instituită obligația ca în termen de 3 luni de zile, ianuarie, februarie, martie, proprietarul, dacă e prezent, să depună o declarație. Dacă proprietarul nu e prezent, însă există un titular a unui drept real de folosință, membru de familie, chiriaș, etc., etc., depune respectiva persoană declarația,
Iar dacă imobilul nu este locuit pe o perioadă mai mult de 6 luni de zile, autoritatea administrației publice locale, prin aparatul de specialitate, identifică această situație. E foarte simplu să o faci în mediul rural, e chestiune doar de voință, iar în mediul urban, cu ajutorul asociațiilor de proprietari, care sunt singure entități care împart per capita anumite cheltuieli și completez cu zona de case din oraș sau municipiu, ai o evidență farmacie. Deci, iată că lucrurile erau foarte clare. Absolut clare, și simple, dar, în momentul în care întâlnești pasivitate, eu nu sunt om de administrație și n-am să vorbesc niciodată de rău împotriva colegilor mei, însă cu toții știm că un anumit procent de oameni din administrație trag efectiv în domeniul în care lucrează și există și o parte care au suficient timp la dispoziție ca să fie angrenați inclusiv în astfel de activități. Unde vreau să ajung? De la recensământ am avut ca și grad mediu de ocupare în județul Bacău per gospodărie mixt urban cu rural 2,6 persoane per unitate locativă. Însă dacă ne luăm după cele 437.000 de persoane declarate, ajungem la un grad de ocupare per unitate locativă în medie de 1,2 persoane. Păi să mă ierte Dumnezeu, în 6 ani de zile de când ne-am numărat tot noi la recensământ, prin ce am trecut? Prin, ferească Dumnezeu, n-am avut nicio epidemie, din câte știu, n-am avut niciun război, niciun fenomen de migrație masivă. Stați că acum vine, fac ăștia cu televiziune, deci vine bomba emisiunii. Să ne spuneți exact cum stă situația, unde? Ce datorii are Adis Bacău către Romprest și cum stăm, că de aici vreau să plec pentru că avem niște probleme. Sigur. Avem probleme reale în județul Bacău, nu trebuie să ne ferim de ele. Și de la asta o să plecăm, că o să vă pun câteva întrebări despre anumite UAT-uri. Am să fac următoarea cum precizare. Cum stăm din punct de vedere financiar? Prost. E o întrebare de prost. Prost. Asta ce înseamnă în cifre? Câte milioane Simplu. De euro, cât trebuie să dăm? Vreau, și după aia îmi spuneți cauzele. Vreau să fac o precizare. Vă rog. Eu n-am privit, nu voi privi niciodată datoriile către operatori ca aparținând asociației. Asociația în sine este o ficțiune juridică, e o entitate. Datoriile aparțin UAT-urilor membre. Aici fac o specificație foarte tuturor clară. Membrilor, da. Tuturor membrilor parte și în contract. Și extrapolând la cetățeni, dacă nu-și plătesc, dar bănuiesc că totuși rata de încasare e destul de mare. Chestiunea legată de gradul de colectare nu o voi analiza pe parcursul acestei emisiuni, pentru că e o chestiune care este în responsabilitatea fiecărui primar. Puteți întreba orice primar care vine în emisiunea noastră, domnule, cum stai cu gradul de colectare? Haideți să fim sinceri, nu suntem Elveția. Nu stăm pe grad, nu stăm pe grad de colectare de 100%. Variază de la caz la caz și n-am întâlnit grad de colectare mai mare de 82%. Ideea e următoarea, domnule Ungureanu. Oricum, cifrele sunt publice. Cu 82% grad de colectare, eu nu pot plăti 100%. Ce mă fac în condițiile în care eu trebuie să plătesc autoritatea administrației 100%, dar nu mi-ajung banii pentru că am prea mult gunoi. Există soluții legale. Am înțeles. Ideea este următoarea. Au fost cifre. Momente critice. Absolut. Și cu pe care și dumneavoastră le-ați dat publicității. Asta trăiesc. Și vreau să fac precizarea de la bun început că suntem bucuroși că Adis Bacău este cu noi, presa transparentă. Absolut. Deci pentru lucrul ăsta noi vă mulțumim. Nu, deci, eu sunt cel care vă mulțumește pentru sprijinul pe care nu știu dacă realizați în mod concret, pe care ni-l oferiți. Haideți să ajungem la ceea ce interesează pe cetățeni. Haideți, mulțumesc pentru apreciere. 4 milioane de euro. 4 milioane de euro la începutul crizei. Dar în momentul în care vorbim de criză, eu nu spun în felul următor. Nu este o criză a deșeurilor, este o criză a neplății. Iar neplata este o chestiune care ține de asumare și responsabilitate a fiecăruia. Din discuțiile care le-ați avut, pentru că timpul nostru este... Astăzi când stăm de vorbă, dați-mi voie să vin și cu vești bune. Astăzi când stăm de vorbă, datoria celor 65 de UAT-uri membri adis către Romprest este de 9.050.000 de lei de achitat la nivelul lunii noiembrie, inclusiv anului trecut. Deci fără factura lunii decembrie, care trebuie să sosească zilele următoare și care va fi în jurul cifrei de 1.000.000 de ron. Este adevărat că cea mai mare parte din sumă, și îmi spuneți cam cât 4,5 milioane de lei este datoria UAT Municipiul Moinești. Însă, lăsați-mă să continui. Mai avem 4.050.000 la Ecosud pentru depozitare. Ei, asta este o datorie. Deci, pe de o parte, către asta e o datorie care nu aparține doar celor 65, aparține tuturor celor 93.
Cine e la ora asta campion la plată? Municipiul Bacău. Cine urmează să devină? Sper ca municipiu Onești. Mai am încă vreo câteva exemple. Cam ce sumă? Cu aproximație de data asta, că poate n-aveți 3 milioane. 3 milioane compusă din Oneștiu. Oneștiu, compusă din trei aspecte. 1. O componentă taxă de la populație, care trebuie virată, o componentă deficit de finanțare, care se regăsește la fiecare dintre cei 65 pe banii care nu au ajuns pentru a achita facturile Romprestului, și o componentă deficit de finanțare pe facturile COSUD-ului, care aparține pe de o parte celor 65, pe partea cealaltă aparține celorlalți 28 de membri ADIS, municipiul Bacău, 22 de comune și cele 5 excepții. Ați discutat cu domnul primar Gnatiuc această problemă? Da. Cum? Ce soluție? V-a propus? Eu vreau să vă spun următorul lucru. Mi-aș fi dorit ca mai mulți primari din județul Bacău, dar din fericire sau nefericire, pentru că noi avem doar 3 municipii. Deci municipiile au cele mai mari datorii. Însă, la capitolul susținere ADIS, corectitudine, înțelegere, atât a dificultăților funcționale, cât și a celor financiare care sunt rezultatul cantităților de deșeuri mult prea mari, domnul primar Gnatiuc este un exemplu de partener de dialog, mai ales în condițiile în care dânsul face parte din cele 5 persoane, Consiliul Director al Asociației. Bun, hai să facem altfel. Dați-ne un exemplu și de cel mai bun platnic, cel mai bun platnic a plătit întotdeauna, ca să gândim și bun, și pozitiv. N-aș vrea să omit pe nimeni. Mă limitez strict la această perioadă. Măcar să menționăm în care cuantumul datoriilor era mult, mult prea mare. Ajunseserăm la 4 milioane de euro. Mai devreme v-am dat câteva cifre care se apropie de, fără să exagerez, 2,7 milioane de euro care sunt de achitat. Suntem în luna ianuarie, sunt facturi la nivelul lunii noiembrie de achitat, urmează facturile lunii decembrie. Ei, eu unul îndrăznesc să-mi exprim speranța că toți reprezentanții UAT-urilor în ADIS, toți primarii, vor contribui fiecare în cotă parte, în așa fel încât să avem un moment T0. Au obligația instituită de articolul 9 aliniatul 2 din legea 101/2006 a Serviciului Public de Salubrizare de plata operatorului. Nu-l poți păcăli pe operator. Nu vei scăpa niciodată. Factura operatorului de serviciu public e titlul executoriu. Să înțeleg totuși că majoritatea UAT-urilor Nu este momentul să fac aprecieri. În momentul în care vom achita integral facturile, vom face o analiză. Spuneam mai devreme că sunt foarte mulți care trăiesc cu impresia că transferând către ADIS populație scăzută, și subliniez pe termenul scăzută, ori taxă, n-au datorii. Fals. Îi adunăm pe toți, pe de o parte, cu banii și pe partea cealaltă, cu gunoaiele. Bun, am ajuns și la acel moment în care trebuie să vă întreb despre Comănești, că e o situație cu totul și cu totul specială. Da, e tristă. Eu, să știți, în presă am declarat, am semnat Comănești stat în stat. De ce? A fost o conferință de presă anul trecut în care a fost prezent domnul președinte Brașoveanu, doamna prefect, și s-a precizat atunci că în Comănești există o problemă. Chestiune la care eu, ca om de presă, m-am îndoit că se va îndrepta. Spuneți-mi care este, cum a fost treaba, pentru că ați precizat mai devreme, Comăneștiul s-a bucurat în momentul în care ați ajutat să închidă acea groapă și așa mai departe. Care este relația Comăneștiului cu ADIS Bacău? Păi, UAT Oraș Comănești este membru ADIS Bacău încă din 2009. De la început. Bun, de la început. Din păcate pentru noi, determinarea demnă de o cauză mai bună a domnului primar, în loc să fie un motor în interiorul asociației pentru atingerea obiectivelor comune, a fost o frână.
Am 4 luni de zile întârziere la lansarea licitației care a fost finalizată prin atribuirea către EcoSud, lucru care se putea finaliza cu excluderea Comăneștiului. Trebuie să facem precizarea aici, ca să fim corecți, că Comăneștiul are și lucruri bune. Deci putem... Absolut. Este absolut. Motorul, domnul Miron, și la lucruri bune. Da, nu, ca să nu înțeleagă telespectatorii noștri că, domnule, avem o problemă. I-am spus-o inclusiv domniei sale. Așa. Determinarea de care este capabil atunci când este nevoie poate fi pusă în slujba unui interes comun. Deci, condițiile în care domnia sa încearcă să se izoleze, iar strict pe proiectul ăsta al deșeurilor, Comăneștiul a fost un beneficiar net, nu este vina nimănui de la ADIS, că OAT Comănești nu a putut să-și mențină relația contractuală cu firma Ecovalea Muntelui, iar lucrul ăsta nu l-am constatat eu, l-au constatat Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Garda de Mediu. ANRSC-ul. Da. Și mai mult decât atât, domnia sa a recunoscut încălcarea legii prin semnarea procesului verbal respectiv. Mai pe scurt, ce a făcut? A avut 2 contracte de delegare, OAT Comănești pe o parte, același prestator SC Ecovalea Muntelui pe partea cealaltă, lucru care încalcă prevederile legii. Nu o spune Bogdan Seto, director executiv ADIS, o spune ANRSC-ul. V-ar plăcea să aveți 2 buletine sau măcar 2 permise de conducere, da? Din când în când? Nu, cred că chiar m-ar încurca. Ne e clar amândouă că e imposibil? Dar atunci când reprezinți o comunitate, cred că am încurcat întreaga comunitate acolo, da? Din păcate, pentru mine și o spun... Pe mine mă interesează cum a evoluat, poate ne dați vești bune despre comunitate. O spun cu sinceritate, da, pentru mine vestea bună e următoarea. Atât timp cât autoritățile administrației publice locale, în speță Consiliul Local și primarul, în special primarul, aleg să urmeze o cale legală, vă spun public, încă din noiembrie 2018 au avut posibilitatea să încheie contract cu EcoSud-ul prin nou înființatul Serviciu Public de Salubrizare din cadrul aparatului de specialitate și să ducă deșeurile în celula 2. Și unde duc cu noi acum? Suntem la mijlocul lui ianuarie... Nu duc tot la EcoSud? Domnule Ungureanu, suntem la mijlocul lui ianuarie 2019, da? De pe 14 iunie 2018, de când ne-am așezat la masă ADIS, EcoSud, Ecovalea Muntelui, OAT Comănești. Iar operatorul lor nu a putut prezenta licența eliberată de ANRSC, care e la fel ca buletinul. N-ai licență, nu ești operator. Să înțelegem că nici în momentul ăsta nu au licență? Nu, nu au licență. N-au rezolvat. În schimb, din noiembrie 2018, EcoSud-ul, cu acceptul ADIS, pentru că la Comănești s-a înființat Serviciul Public Local de Salubrizare, un operator în interiorul primăriei, EcoSud-ul le-a transmis un contract pe care trebuiau să-l semneze și să înceapă să depoziteze. Rețineți data? 13 noiembrie 2018. Suntem în 15 ianuarie 2018. De pe 14 iunie 2018, deșeurile din Comănești sunt depozitate ilegal cu încălcarea oricărei norme, oricărei prevederi în Comănești pe platforma fostului CET. Degeaba controlul ANRSC, degeaba controlul Gardă de Mediu, degeaba amenzi care sunt plătite din buget în loc să fie plătite din buzunarul celui responsabil, degeaba deschidere la nivelul ADIS, degeaba deschidere la nivelul CJ, degeaba deschidere la nivelul EcoSud, pe care tot Comăneștiul l-a dat în judecată prin operator și a pierdut în instanță de 2 ori la rând. Domnul director, vă imaginați că telespectatorii noștri acum nu cunosc lucrurile acestea. Sunt intrigați de faptul... Spun, domnule, dacă cineva încalcă legea în județul Bacău, chiar în modul ăsta grosolan, păi ce ne facem noi, oamenii care solicităm, ne ducem pentru o anumită problemă la primar acolo și solicităm ceva. Cine face? Deci, eu nu doresc nimănui să facă la modul ăsta. Din punctul meu de vedere și al presiei, eu spun foarte clar aici, e încălcarea legii și mă bucur că am avut dreptate la conferința de presă când a spus, domnule, omul ăsta nu își revine, nu am o problemă cu el ca om, am o problemă cu instituția respectivă, a primarului. Nu se poate, nu vă mai spun și asta știu și telespectatorii noștri, că n-a călcat picior de presă nicio ședință de Consiliu Local. De când? Deci nu există presă în Comănești.
Dacă vă puteți imagina. Deci orice încercare de a prezenta realitățile, acolo nu. Nu spun că am discutat cu cetățenii și mi-am spus, doamne, avem un primar extraordinar, suntem mândri, eu am spus, face lucruri bune. Și am spus-o și noi. M-am spus. Dar când e vorba de sănătatea oamenilor, că aici este problema gravă. Când e vorba de curățenie, când e vorba de astea, să stai cu gunoiul privim, atâtea privim luni. Lucrurile. Eu și dumneavoastră domnul. Probabil că veți continua, așa sper. Discuție până la urmă pe cale dialogului se poate rezolva. Vreți să vă spun ceva? Să nu spuneți că v-ați pierdut dumneavoastră speranță. Nu, sunt nicio formă. Eu privesc lucrurile la modul pragmatic. Eu sunt jucător în teren. Mingea este în terenul nu al adversarului, ci a membrului ADIS-ul AT Comănești. Are la dispoziție contractul, semnează contractul, se duce și ia licență, are termen 90 de zile, nu-l împiedică nimeni și nimic, cum nu l-a împiedicat niciodată, în ciuda enormităților pe care le-am văzut pe Facebook proferate de domnia sa. N-am niciun fel de problemă. Poate să ne jignească în orice fel dorește. Însă până una alta, nu la contractele ADIS-ului a venit NRSC-ul și a aplicat amendă. La Comănești. Și la Comănești. Și dacă mai, cineva mai trăiește aveți, cu impresia că aș avea vreo... Mai aveți vreo asemenea situație în județul Bacău? Nu. Au fost la nivelul 2016, s-au rezolvat foarte repede. Ei, din păcate, Comănești e un caz care eu trăiesc în continuare cu speranța că se va rezolva în limitele legii și ale obligațiilor anterior asumate. Dar când, mai pe scurt, când, depinde exclusiv. Când spus, expiră mandatul, probabil. Nu vreau să-mi imaginez o astfel de situație. La ora asta privesc lucrurile extrem de simplu. Consiliul Local Comănești a înființat un serviciu public local de salubrizare. Această entitate, deși nu este firmă, este prevăzută de lege ca un prestator de servicii de salubrizare, da? Da. Această entitate va încheia, dacă vrea, contract cu Ecosudul și va transporta deșeurile la celula 2. Mai departe, intervine chestiunea obligațiilor de plată, faptul care vor fi la fel. Faptul că este membru ADIS în acest moment, da. Nu credeți că afectează întreg programul? Am să spun public un lucru. În 2010... un reprezentant de la Comisia Europeană. Că mai vin și ei pe la noi. Da, mai vin da, și ei pe la da, noi. Da, știți ce frumos vin? Vin cu carnețelul și cu pixul și noi trăim cu impresia că vin să ne înveți ceva. Nu. Vin să verifice cum le-am cheltuit banii. Și dacă nu i-am cheltuit corect, și îi dăm înapoi. Nu e niciun fel de problemă. Este just. Ei, în 2010, când se puneau bazele acestui proiect, eu nu-l privesc ca unul dintre cele mai mari proiecte ale județului Bacău. Păi, haideți să stăm strâns și să ne gândim drept. Avem finanțarea de peste 50 de milioane de euro la aeroport. Avem un drum județean, dacă nu mă înșeală memoria, de o valoare aproximativă, dar nu vreau să greșesc. Da, oricum, destul de mare. Avem investițiile pe programul operațional sectorial mediu în infrastructura de apă și apă uzată a județului și avem asta de deșeuri. Adică vorbim de zeci de milioane de euro, proiectul care se văd mare. Palpabile. Bun. Viziunea dumneavoastră. Pentru... Sigur că emisiunea deja s-a terminat, dar T0, ce credeți că ar mai fi de completat? Și important pentru... Ajungerea la un T0, plată integrală a ce facturilor operatorilor. T0 înseamnă plată integrală a facturilor operatorilor de către membri, de către UAT-uri, prin primari. E prioritară și se poate realiza. Ăsta e pasul 1. Pasul 2. Plată la cantitate de către fiecare UAT. Ulterior, vom ajunge într-un orizont de timp la plată la cantitate de către fiecare cetățean. Dar, în niște condiții extrem de transparente, dați-mi voie să vi-l utilizez. Da. Dotare cu două pubele, pubelă de reciclabil, pubelă de rezidual. Asta se duce la groapă, asta înseamnă bani. Dă-mi o pasta plină, două pasta cât mai goală, plătești zero pasta, asta costă. Dar, dacă nu-mi dai aici și dai pe lângă, amendă. Eu trăiesc după următorul principiu. Și-a fost educat. Dacă nu știu, învăț. Dacă nu pot, cer ajutorul. Dar dacă nu vreau, ori mă oblig, ori se găsește cineva care să mă oblige. Același lucru e valabil și pe subiectul ăsta. Nu știu niciun fel de problemă. Informăm, conștientizăm, cui revine obligația. UAT-ului. Ajutăm. Punem la dispoziție puncte de colectare de deșeuri reciclabile, unități de compostare individuală, pubelă individuală. Ei, dacă nu vrei... A, B, C. E clar.
Din păcate, spațiul emisiunii noastre s-a epuizat. Dar este o plăcere să fiu invitatul dumneavoastră. Dar aș vrea totuși încă o dată să aruncăm o privire în viitor. Da. Pe acest proiect. Sunt multe lucruri care... Credeți că se vor îndrepta? Da. Multe și se vor rezolva. Da. Pentru că dumneavoastră aveți un dialog continuu cu primarii, cu consilierii, nu doar din perspectiva... Deci ca să... Nu doar din perspectiva înțelegerii. Sunt unii care înțeleg și vor, sunt unii care înțeleg și nu pot, și nu pot. Și sunt unii care înțeleg și nu vor. La cei care înțeleg și nu vor, va fi executare silită de către operator și nu doresc să fiu în pielea niciunui primar căruia vor fi golite conturile, va fi extrem de dur și cineva va răspunde clar pentru ceea ce se întâmplă acolo. Cei care nu pot au fost și vor fi ajutați, iar cei care vor deja au făcut și-au achitat datoriile. Absolut. Simplu. Iată, un proiect extrem de important pentru județul Bacău, despre care discuția noastră nu se va opri doar în această ediție. Reprezentanții ADIS Bacău, domnul director executiv Bogdan Seto, ne-a promis că va mai fi prezent. Cu mare drag. De câte ori este nevoie și mai ales noi vă așteptăm, pentru că suntem deschiși, să, când sunt momente mai grele, mai că ați trecut prin multe momente grele și nu am mai intrat acum, avem în față un om care este încercat foarte mult. Noi ca presă am ținut legătura permanent, am fost preocupați. Trebuie să recunosc către față de telespectatorii noștri că noi chiar am făcut lobby pentru curățenie, pentru că ești mândru când ești într-un județ curat, frumos, unde lucrurile merg bine și așa ar trebui să fie. E o carte de vizită, expresia civilizației locului. Ești acasă la tine și trebuie să Absolut. Fie curat. Și vom face în continuare acest lucru. Sigur, poate sunt persoane pe care le-am deranjat, noi ne cerem scuze, acordăm spațiu în emisiunea noastră tuturor celor care se simt lezați sau consideră că ceea ce am spus noi aici nu este în regulă, dar ceea ce vă promit, dragi telespectatori, este că dorim să fie curățenie în județul Bacău. Vă mulțumim că ați avut răbdare și ați vizionat acest material. Vă mulțumesc, domnule Eu vă Bogdan mulțumesc pentru invitație. Și să aveți putere de muncă în continuare. Mulțumesc. Și să avem un județ frumos de care să ne mândrim. Mulțumesc. La revedere. We'll be right back.